Popescu. Sperăm să fie la fel de formidabil și horoscopul. Eu sunt convinsă că așa va fi și dacă nu are domnul Rămuțenescu grijă, să fie bine, să nu fie rău. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Într-adevăr, o configurație astrală specială. Un început plăcut de săptămână. Dragostea putește în aer. Foarte probabil să aibă niște subiecte bombe. Colegii noștri de la Star Matinal și de la Spy News, bineînțeles. Nu este exclus să aflăm despre cereri în căsătorie sau despre niște împăcări spectaculoase. Iată ce unțastele pentru cele 12 zodii. Berbec, posibilă ofertă de muncă. De fapt, rolul vostru ar fi mai degrabă de instructor, de îndrumător, de antrenor, de formator. Telefon neașteptat din partea cuiva care ar vrea să vă întâlniți față în față ca să lămuriți o neînțelegere și poate să reluați relația. Taur. O zi ceva mai liniștită, pregătiri pentru agitația care va urma. Se poate să găsiți acum tot felul de lucruri sau de obiceiuri pe care le puteți schimba fără mare efort, dar care vă îmbunătățesc performanțele sau calitatea vieții sau vă ajută să vă păstrați sănătatea, energia, tonusul. Gemeni. Zile frumoase pentru relația de cuplu, mai ales că se pare că ați scăpat de aglomerație sau de tot felul de sarcini secundare și acum aveți mai mult timp pentru voi. Gândiți, poate, cu partenerul de viață să mergeți la sfârșit de săptămână într-un loc în care să sărbătoriți o aniversare, o împăcare. Rac. Simțiți, poate, nevoia unor schimbări sau îmbunătățiri în locuință și vorbiți cu cei din familie despre asta. Ar fi chiar posibil să primiți un sprijin financiar sau un împrumut de la părinți sau de la rude, astfel încât să nu mai fiți nevoiți să faceți demersuri pentru un credit. Leu. Perspicacitate și inspirație, farmec și simț al umorului. Veți avea, poate, nevoie de ele într-o negociere. Găsiți soluții sau avantaje pe care le puteți oferi la schimb. Bucurie pentru refacerea unei relații, reluarea unei legături, o rudă. Invitați, poate, la voi în acest sfârșit de săptămână. Fecioară. Veți scoate la bătaie niște economii pentru cumpărături de valoare. Ceva frumos pentru casă sau poate ceva elegant pentru voi, pentru ocazii. Se prea poate și să încasați niște bani, iar astfel veți avea o mai mare lejeritate în alegerea modelelor, cantităților, calităților. Balanță. Posibil să faceți acum o alegere inspirată, să luați o decizie curajoasă și le veți comunica elegant, dar ferm, celor implicați aceste lucruri. Zile speciale pentru voi, configurația astrală vă favorizează. Veți găsi o neașteptată înțelegere din partea celor cu care veniți în contact sau cu care negociați. Scorpion. Vă revin pe neașteptate în amintire detalii, imagini, vorbe, stări sufletești pe care le-ați trăit cândva. Se poate să vă împăcați cu voi și voi să vă pregătiți sufletește pentru un nou capitol din viața voastră, socială, profesională, sentimentală, poate. Săgetător, o zi norocoasă și veți avea poate că senzația că de mult nu vi s-a mai întâmplat asemenea lucruri frumoase, că speranțele voastre încep în sfârșit să se împlinească. Se poate să treceți peste orice oboseală sau supărare, căci se arată un obiectiv la orizont ce merită toată atenția, tot efortul vostru. Capricorn. Sunteți contactați, căutați. Invitați la o discuție, la o negociere, o informare în biroul șefului, poate. Vești oficiale pentru voi acum. Rezultatul unei evaluări sau al unui concurs vi se comunică, poate, faptul că ați fost preferați pentru promovarea într-o funcție superioară. Vărsător. Posibil să primiți acum un sfat de valoare. Vă creionează cineva un posibil traseu profesional sau al studiilor. Poate că vi se face dor de niște oameni aflați departe de voi sau de locuri vizitate în acest an și faceți aranjamente, rezervări ca să ajungeți iarăși acolo cât de curând. Pești. Aflați poate că ați îndeplinit condițiile necesare și că vi s-a aprobat creditul solicitat. Posibil să vină cineva spre voi cu o altă atitudine și chiar cu niște declarații care vă scapă de o povară sufletească. Vă îndreptați spre o împăcare. Să avem o zi bună! Așa mulțumim, să fie, Doamne, mulțumim. Ajută și un început de săptămână pe măsură. Nu sună rău deloc. Și dacă vreți să recitiți horoscopul de astăzi, intrați rapid acum pe spynews.ro, pentru că acolo domnul Rămuțenescu și-a făcut temele și astăzi, pe început de săptămână. Așadar, berbecii primesc oferte de angajare, iar gemenii se bucură de liniște pe plan sentimental. Măcar o zodie să se bucure de liniște pe plan sentimental, dar despre fiecare zodie în parte, așadar, accesați chiar acum spynews.ro.